Hei, salut! Bine ai venit la... Am dat un microfon. La Mostare. Astăzi discutăm despre filme, despre TIFF, despre o groază de chestii super interesante. Invitat Cristian Hordilă. O să vedeți despre cine e vorba. Nu uitați că în continuare puteți să vă luați produse de la partenerii noștri soundcreation.ro folosind codul AMOSTARE. Aveți 10% reducere la toate produsele. Mulțumim! Vizionare plăcută! Hei, salut! Și bine ați venit la Stani, cum îi zice... Am o stare, gazda dumneavoastră, eu. Nu? Așa? Ca întotdeauna, din păcate și din fericire, pentru unii, alături de mine este Daniel Bacea, Olaf Vasile. Mulțumesc. Așa, invitat astăzi special. Sărâna. Cristian Hordilă. Yes. Salut. Bună ziua, seara. Pentru toată lumea, că care nu știe nimeni. Că e în umbră omul. Ce să zic? Cine ești? Ce vrei? Ce cauți? Nu, că știe, sper că știe de ce e aici. Eu sunt Cristian Hordilă. Un piemuritor. Zodia Fecioară. Cu ascendent în Fecioară, mi-a zis asta o tipă. Da. Bine, hai, serios. Eu sunt managerul Festivalului de Film Transilvania. Atunci când sunt serios. Și când ești rost, îi puteți zice TIFF, că nu știu. Așa, adică TIFF. Și mă ocup și lucrez de vreo mulți ani de zile, cred că sunt 16 ani, în jurul acestui eveniment, care mai înseamnă și alte evenimente mai mici, satelit, niște TIFF-uri pe la Oradea, Sibiu, Alba Iulia, caravane Constanța, de film. Nu? La Biertan nu se mai face. La Biertan nu se mai face, că nu erau bani. Poate făceați de comedie, nu horror. Azi știi că la Biertan pot să fac o... pot să spun tot ce vreau eu? Da, da. Cam da. Vreau să dau un gât pe un. Avem și pază și protecție în incintă, da, deci la e Biertan, ok. Într-un an am aplicat la finanțarea nerambursabilă de la Consiliul Județean și am obținut 500 de lei. Și aia de la și am refuzat finanțarea că numai drumurile de la Biertan până la Consiliul Județean Sibiu nu acoperea motorina, adică nu era. Și aia nu înțelegeau cum, adică nu luați banii? Da, în fine. Și mai fac și producție de film, mai dau să fac de la oameni că nu știu să fac consultanță. Și în rest câteodată beau și ascult muzică lăutărească. Nu și acum. Nu, exact. Pentru că... Bea apă. Sunt răcit. E răcit. Și înainte de TIFF și noi sportivii ăștia de performanță, când urmează o perioadă grea, suntem în... Cum se numește asta? Abstinență. Nu. Cum sunt aia fotbaliștii la Săftica în... pregătire din aia intensă. Cantonament, da. Și eu acum sunt în cantonament, iau un pumn de pastile în fiecare zi. Legale. Da, vitamine, cele ilegale după ce? Poftim? Am zis că cele ilegale după? Nu. Așa, este un răspuns foarte corect. Nu, e foarte adevărat asta cu... Nu am... N-am trecut de faza asta. Cred că s-a întâmplat mult prea precoce la mine și acum sunt... E un capitol închis, n-am nicio curiozitate în domeniul ăsta. Dar e amuzant că la TIFF se întâmplă asta, că știu, oamenii vor să socializeze și cu aia care organizează, nu doar cu vedetele, să se împrietenească, poate mai fac rost de o, nu știu, o invitație. Și să recunoaștem că de aia chema și noi. În fiecare an apare câte unul care zice: "Man, man." Nu. Nu cred că nu bagi. Probabil e aceeași reacție ca și ea de la Consiliul Județean de la Sibiu cu 500 de lei. Nu vrei, nu dorești drogul? Nu mulțumim. Și cum ai ajuns în această mirifică industrie? Pe nepotism sau? Nu, eu sunt un exemplu foarte frumos de urmat.
De-aia m-a schemat aici. Așa este. Fă-le mândri. Gen, n-ai unchi, n-ai mătuși. Nu, nu. Sunt dintr-o familie simplă și onestă și am plecat la facultate la Cluj-Napoca, unde nu mai fusesem în viața mea niciodată înainte, că auzisem eu prin 2005 că exista o școală de business, acum se numește facultate aici, dar pe atunci era școala de business și am renunțat la arhitectură. Atât mai bine. Că, adică nu am renunțat, nu m-am dus la arhitectură unde intrasem, că mie mi se părea că la facultate nu prea e de învățat așa, e de muncit și de făcut bani și m-am dus eu acolo la arhitectură la examen și am văzut că chiar învățau. Și am întrebat pe unul că după ce am dat examenul, te auzi, dar zic, tu ai timp să lucrezi? Și a zis, ce să lucrezi? Deci, ce să... Zice, n-ai timp să-ți termin temele, ce să lucrezi? Atunci am zis că nu, aia nu e facultate pentru mine și am venit la Cluj și eu fiind de la Severin, nu știu dacă v-am zis asta, e peste Carpați, stă și altă Românie. Și, știm de la colegul Druidu care e din Vâlcea, care și el e peste Carpați. Și acolo în țara aceea, unde curge și Dunărea, aproape de Serbia, noi nu auzisem de voluntariat. Eu, fiind oltean obișnuit cu negoțul, nu am putut să înțeleg când mi-a propus cineva într-o seară să vin voluntar la un festival, cum, adică eu să lucrez și ăia să nu-mi dea bani, dar ei să facă bani pe munca mea. Și la tot încercat să-mi explice persoana respectivă, Paul, îl cheamă Crăciun. Nu cred că se uită la podcastul ăsta, că el e în București și nu bate semnalul până acolo. Dar voiam să zic că omul a încercat să-mi explice că o să învăț niște lucruri. Și în fine, la un moment dat, ceva a cuplat la mine, că am avut tot timpul dragostea asta de backstage. Și acum pot să vă zic ceva interesant. Vreți? Da. Băi, da. Eu sunt neam. Mă uit la tine că tu o să râzi mai tare la chestia asta. Verișoara mea este soția lui Nic de la NND. De asta este. Oprește și dă-ne numărul. Și eu în toată copilăria mea am umblat, am ars-o, am căscat gura prin backstage-urile concertelor 3 Sud-Est, Animalix, NND, Double D... Ce dragi ce erau atât de elei și așa mai departe. Și cumva n-am văzut niciodată atras de scenă să mă văd eu acolo pe scenă, ci mai mult mi se părea super cool cum ardeau ei în anii aia 2000 prin turnee. Nu aveau manager de turneu, conduceau ca nebunii cu mașina. Aveau niște faze de astea că ne sunau și ziceau, ne sunau pe fix. Și sunau pe fix și zicea, avem concert în seara asta la Severin, haideți și voi, dar o să ajungem pe la 7. Dar de fapt ce se întâmpla era că totul era o haiducie bișnițăreală, nu știu cum să zic. Și ei se mai opreau prin Craiova pe la un prieten care poate avea un club și zicea, nu vrei să cântăm și noi la tine, dai $500 sau de mărci, că erau mărcile pe atunci. După aia veneau la Severin, terminau concertul în spatele scenei, tot timpul mai venea un patron de la Motru sau de la Târgu Jiu și zicea, hai, mai faceți un drum, o oră, veniți și la mine la club, vă dau, nu, am 300 de mărci, vă dau 300 de mărci, dacă e, mă, mai un porco, țuțuică. Și mă gândesc că au plătit impozit la greu pe fapt. Și am ars-o în acest behind the stage, mult spus, dar așa ca copil mă fermeca energia și agitația și tot ce făceau oamenii acolo, dar... Nu, era într-un oraș unde n-aveai viziunea asta cu cinematografia, cu educația. Ai mei, pe bune, chiar erau niște oameni simpli și onești, muncitori. Iar visul lor în viață a fost să mă angajez la o bancă, culmea, la Banca Transilvania, că atunci se deschisese și aveam noi un băiat acolo la colț, care ăla nu era golan ca restul și nu stătea la colțul străzii la țigări și la Coca-Cola și tot timpul tata zicea că ui, poți să ajungi tu ca Adrian, uite ce frumos e îmbrăcat la costum și se duce la bancă, lucrează curat, nu ca mine pe șantier ăla. Și pe mine nu m-a atrăgea genul ăsta de viață, mi se părea foarte simplă și... de altfel, în prima zi când i-am spus taică-miu că mi-a oferit domnul Tudor Giurgiu un job la festival, încercând eu să explic și cu festivalul școala, prima lui întrebare a fost, îți face carte de muncă?
Sibiu, eram încurcat că voiam să explic cu, știi, cu dreptul. Nu, că la negru. Și nu. În fine, dar și așa am ajuns, m-am dus voluntar la treaba asta și m-am retrezit în spatele scenei, dar de fapt era o altă industrie asta cu organizatul de evenimente, cu filmele. Unii care vorbeau despre cum au filmat vara trecută, m-am refermecat. Adică cumva aveam asta în mine, mi-a fost rușine să cred că mi se poate întâmpla să ajung eu în proximitatea unui astfel de univers. Când am ajuns, nici atunci nu m-am lăsat așa furat de peisaj, adică vreo 2-3 ani veneam la TIF ca mulți alți colegi cum vin și astăzi pentru 2-3 săptămâni să lucrez și după aia mă întorceam la joburile mele sau ce inițiative de business mai aveam eu pe vremea respectivă și de fapt după aia cu timpul, în anul 2008 când a fost acea criză financiară și am renunțat la job, am crezut eu că o să mă îmbogățesc făcând, punând bariere și interfoane la blocuri și am falimentat cu succes. A apărut Tudor, care, nu știu, avea... Eu lucram la festival și mă știam cu foarte mulți dintre colegi, dar nu cu el. El era așa un vârf de iceberg, un... Misterios. Dar măcar acum vorbește cu tine. Păi să știi că câteodată nu vorbește, dar îl mai caut. Și pe mai mail. De el pe mail. Pentru lui îi place pe mail, să știi. Și îi știam pe toți ceilalți și m-a sunat Tudor că s-au gândit să-mi ofere niște oportunități din astea, să mă ocup de ticketing, să mă ocup de niște lucruri și au trecut 16 ani de atunci, dar onest, ca să închem subiectul ăsta serios, n-a existat nici din partea lui și nici din partea mea vreodată vreun plan cu unde trebuie să ajungi tu sau, nu știu, tu ești făcut pentru asta. A existat așa, doar că aveam flair sau talent la munca asta de producție, că era de producție de evenimente sau câteodată de film și de fiecare dată am testat și eu mi-am împins limitele sau alții mi le-au împins. Și acum m-am trezit 16 ani mai târziu făcând festivalul ăsta, mai cochetând să fac film, dându-mi seama, nu neapărat că sunt trapped, dar că sunt într-o lume din care nici nu știu dacă vreau să ies, dar pe de altă parte câteodată te gândești că totuși mai e și altceva în afară de ecran și de cinema sau de film sau de artă. Depinde unde vrei să ajungi. Poate vrei să faci filmul tău. Sau, nu știu... N-am dorințe, veleități din astea de regie. Adică lucrând în lumea asta am învățat... Mai sunt și alții care n-au și tot fac filmele. Da, nu vreau să... Nu îmi ridic mingea la filmele. O ridic eu. Da. Îți dau niște titluri sau ce? Îți dau 3 nume de filme random. Da. Pupă, mă, 1, 2 și 3. Da. Da, ce vreau să zic? Glumesc, 3 chiar ok. Nu, dar... Încă pe unii știu. Păi și dacă știi, nu poți să-ți zici că e de căcat. Eu, de exemplu, la Pupomă, dacă ați ridicat asta, putem să... M-am uitat, e mult spus. Am scrollat prin primul. Mi s-a părut atunci că e ceva acolo, destul de așa, la început, adică ca mână de lucru. Dar... Și am fost tot timpul curios de unde au avut ei acest, nu neapărat succes la public, cât awareness ca titlu, ca așteptare din partea publicului și înțeleg că, știi, asta noi putem să râdem câte despre multe lucruri de care ne place sau nu ne place, dar sunt niște lucruri pe care lumea le iubește în țara asta, da. Sau care vând, cum da, e Vărul da. Săndel și acest etnopop ca stil de muzică și ca absolut, da. Abordare și e o zonă, zona asta, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Banat, care ei acolo le bate lampa la Pupomăl. Îi se pare mișto. Și nu numai. Păi da, da. Plus de asta, exact cum mai povesteam și de alte filme, dacă tu nu te identifici cu publicul target, da, și totuși are succes, nu, și mai e o chestie care, pe care nu poți să o... Păi, în atâta vreme cât ăia de la Netflix au dat niște bani, eu... Cred că ăia s-au uitat, s-au făcut niște calcule, s-au uitat la niște charturi și au zis ok, pentru
atâta procent din consumatorii din România, produsul ăsta va... Așa de complex în condițiile în care... E după cinema, nu. E dacă a funcționat în cinema, atunci are șanse și pe Netflix. Nu știu neapărat dacă e așa. Și Pupomă toate au funcționat în cinema, au vândut super bine. Plus serialul, nu știu dacă serialul l-ai văzut. Am auzit de el, nu l-am văzut. Dar bine, eu n-am văzut niciunul, repet, am scrollat. Eu treiul am văzut numai. Am văzut tot. De ce, avea acolo o apariție? Nu. Avea Nicu Bendea. Am văzut că ție nu-ți dau roluri, îți dau apariții. Da, eu am... Sunt un actor fantomatic, Hordilă. Tu ești băiat bun, tot timpul n-am înțeles asta cu băieții buni care n-ajung să joace. Și nu înțeleg, au ceva cu... Bine, vrei să-ți dau eu un răspuns sau știi tu răspunsul la chestia asta? Zine răspunsul pe care l-ai auzit tu. Eu n-am decis niciodată nimic despre actori. Nu am... Cum se fac distribuțiile la filmele comerciale, să zicem? A, la comerciale? Păi da. A, aici te arde pe tine. Că păi acolo e banul. Și bani. Acolo e banul. Că dacă e la... Da, păi... Dar nu jucă la Cristi Puiu. La Mungiu. La Mungiu. Să stai să plângi, să facem un cadru stil. Adică dacă se uită cineva, eu știu să mănânc o ciorbă extraordinar. Nu ce vrei să zici, dar acum... Deci cum mănânc ciorbă... Numai că s-a trecut. Bun, știu să stau în cadru mult, foarte mult. Nemișcat. Așa de bun pe cadru static. Ai studiat și mult Tarkovski. Filmul lui preferat din Călăuza. Tazovski sau Tarkovski? Ce ai zis? Tarkovski cu Tazovski. Uite, cum ziceai de succesul tău fulminant în timp. Nu e așa fulminant. Noi avem un prieten care din când în când mai face voluntariat la TIF, nu știu dacă îți spune numele, Cristian Giurgiu ceva. Ba da. Este hămălitor de scaune. Da, crezi da, că poate să fie al doilea Hordilă? Păi el a început de jos... Acum se ocupă de alți hămălitori de scaun. Acum, l-au crescut, numai la Florești. L-au crescut la Florești. În grade, e acolo asistent e manager. E caporal. Ce presupunem munca de asistent manager în Florești la TIF? Mai puține scaune și mai mulți bat? De principiu e ca în viață. Trebuie să lucreze managerul mai puțin și să ia mai multe merite și tu să lucrezi mai mult sperând că într-o zi o să iei locul. Adică... Peste, de ce ar fi diferit? Și nu ți-e frică că o să crești o viperă la sân care te va înjura? Nu, că e mic. Nu, stai să zic, n-am asta. Deci, efectiv, onest, acum sunt atât de împăcat și bine cu munca mea și cu ce fac și cu de bun sau câteodată nepregătit pe niște lucruri, încât n-am complexe din astea. Din contră, sufăr că nu găsesc niște oameni... buni, nu, pe organizare de evenimente. Pe care să-i, nu neapărat să-i cresc, că nu mă consider eu un mare profesor, dar să le dau din, să le împărtășesc din cât am învățat eu, să mai vină și ei cu aportul lor, că și eu am învățat niște lucruri de la Tudor sau de la Oana și de la Chiri, dar în mod sigur am avut și aportul meu de cunoștințe și, să zicem, înclinația pentru chestia asta. Și n-am... Adică toți îmbătrânim la un moment dat. Și mai e o chestie că eu personal sunt atât de nu îndrăgostit, nu știu, loial ideea astea de TIF și am învățat și am absorbit de la oamenii ăștia atât de multe încât eu chiar, pe mine chiar mă frământă ideea și abordarea asta de mentalitate că cumva TIF-ul nu mai e al lui Tudor Giurgiu, cum mai zic unii, nu e nici al lui Hordilă. TIF-ul în sine e o... În perioada festivalului asta, acum mai iunie, el prinde viață. E o făptură... A, că ne-am dat noi cu... Nu știu, unii au fost pe la sponsor, am luat niște bani, alții și-au dat cu părerea ce filme să băgăm, dar la un moment dat când mașinăria aia pornește, tu nu mai oprești. Și ea... Și când ai ajuns la 22 de ediții, nu poți distruge peste noapte în niciun fel așa ce o să zic mine, nu mai facem TIF-ul că nu știu, ne-am îmbogățit și am plecat în Taiwan. Nu poți să faci asta. Și atunci, teoretic, eu n-am nicio problemă să cresc la sânul meu orice viperă, orice pui de orice o fi el, oltean, ardelean, cum s-o găsi, care să se simtă atâta de strong, de pregătit la un moment dat, să aibă atâta inerție, să el să zică, domnule, eu vreau să... Eu fac mai bine ca Hordilă, vreau să iau funcția lui ăsta. Bine, pe de altă parte, ăla trebuie să aștepte că și eu îl vânez pe Giurgiu. E mai tot, pui câte o piedică. Teoretic, dacă ești deștept, pe covorul roșu, dacă stai lângă mine, când eu iau acolo, te eliberează automat. E ca în trafic. Da.
Da, e ca în trafic, dar ăștia la Cluj, ai văzut că eu stau la Cluj, dar nu mă consider tot timpul clujan, că încă îmi păstrez, adică mă consider clujan la niște lucruri, dar îmi păstrez sângele de... Ce scrie pe buletinul tău? De naștere? Data, nu, de naștere. Da, domiciliul e în Cluj pe buletin, nu? Da, da. Ar trebui deja să ai orgoliul ăla de clujan. Nu. Adică, cine e clujan de aici la masă? El. Leget. Dar eu când mi-am... Leget? Da. Era de Mănășturi, așa? Mărești. Da. Ce voiam să zic? Că tu de unde ești? Din Mediaș. Ah, da. Mi-am făcut mobila acolo pentru apartament. Pentru apartamentul din Cluj. Și a rămas la fosta soție și... Da. Da, dar era mobilă bună. Se făcea mobilă bună la media așa cu 5 ani. Și discurs de proletar. Dar n-ar fi zis ceva drăguț de nevastă. Mobila era bună. Da, ce voiam? Stai. Deci am rămas la aia cu traficul, man. Da, dracu știe, deci, că nu știu ce vorbești. Problema e că eu nu înțeleg la Cluj de ce toți se pun unul în spatele celuilalt și lasă benzile de pe lateral libere și... Ca să pot să parchez. Pe același principiu în care te duci față, la un festival unde sunt 4 baruri de băutură și toți se îngrămădesc și stau la coadă, da, la barul principal. Din asta, nu știu dacă e bun simț sau prostie, sincer. Da, n-am vrut să zic asta, că erai din Mărești. Dar... da. Cam asta e. Adică... Și tot traficul din Mărești sau ce? Nu, dar da, și asta e chestia că... Nu mai știu. Auzi, dar câte trebuie să avem un barem, de asta trebuie să depășim o audiență anume, să batem pe cineva. Mi-e plac competițiile. Cine a făcut cel mai mult? Aoleu, iar începem. Micuțul cu Adrian Nicolae. Nu, n-ai. Sunt singur, dacă îmi ziceai, veneam și eu cu cineva. Așa, ne dăm interval. Noi o să fim și lativ, să știi. Ne poți aduce oameni. Să-i tranșați sau ce? O să le punem întrebări. Mă gândeam să le punem întrebări pe clasice de la interviuri. Știi, pe care le primeai în corporații, unde te vezi în următorii 5 ani, ce crezi că ai putea să îmbunătățești la tine? Știi că eu, dacă îmi pui întrebarea asta, nu știu să-ți răspund unde mă văd în următorii 5 ani. Pentru că e o întrebare foarte stupidă. Ei. Nu, am dorințe, adică pot să zic unde mi-aș dori să mă văd, dar cumva lumea și munca asta mea e atât de instabilă că eu pot să-mi doresc să mă văd făcând primii 2 milioane de spectatori, dar în același timp se... Poate să te iau de la aeroport fiind șofer de Bolt, adică... Nu, dar e ceva atât de volatil și câteodată mizezi atât de mult în munca asta, în orice muncă de creație, și cu timpul și cu sănătatea, câteodată și cu banii, și cu banii pe care nu i-ai și doar i-ai promis că îi vei aduce, încât... Și cu banii care nu intră numai după 90 de zile. De unde este întrebarea? Unde ați început să luați întrebări din redacție? Deci, sau da, sună oamenii? Deci o poștă. Sună oamenii și întreabă. Hai să vină familia George. Da. De unde e întrebarea, unde-s banii, Hordilă? De unde e întrebarea? Pentru că eu sunt ăla care este... Da, e acolo, el negociază câteodată, el aprobă costuri, el taie și spânzură în așa. În buget. Dar nu dă banii. Ba da, mea, concret. Nu așa. Eu dau banii. Păi eu, contabilă, ce face? Eu îi negociez. După aia încep plățile. Trebuie și așa. Trebuie să-mi dați un backstory. Există o legendă. Da, am fost la o petrecere, din păcate, împreună. Și... La petrecerea de anul trecut de la TIF, unii niște sponsori care vând, comercializează țigarete electronice prin încălzire și nu prin foc, au avut ideea să pună un proiector unde să se scrie real time un scenariu și fiecare să cotizeze cu o replică, o dumă. Și problema e că era open bar. L-au angajat pe Socol. Și Socol vrea să facă pe plac clientului, că scria numai chestii așa decente, și ăsta, managerul festivalului, era euforic și când s-a dus Socol la toaletă, a preluat locul pe scaun și a început să scrie tot felul de... Și după aceea s-a pus și alți oameni la laptop și era un haos total acolo. Și problema e că la un moment dat apăreau diverse replici, printre care Hordilă, când ne dai bani de la colegii mei, care... Și de la voluntari. Excelent. Și de la... Da. Și în momentul ăla tu ai plecat, bineînțeles, de la party. Nu, că răspunsul s-o pus și el la un dat de zile. Adică nu. Da, noi plătim. E adevărat că toată la festivalul ăsta
plățile se întârzie, dacă vrei să spun asta, ți-o spun, da, se întârzie pentru că este un festival finanțat și din bani publici și atunci treci prin niște mecanisme câteodată prea complicate și prea lunguețe în care se întârzie plățile, dar plătim într-un final. Da, apropo de bani publici, că vreau să te întreb o chestie. Dacă... Am luat. Asta? Ajutor din ala de lemne de la asociație sau ce? Nu. Dacă ați primit ajutoarele, nu. Nu, vreau să întreb, evident că TIF-ul ajută Clujul. Clujul ajută TIF-ul de atâția ani. Da. Absolut. Adică de la nivelul administrației publice care ne dă finanțări, de la faptul că ne înțelegem cu oamenii, ne dă o finanțare consistentă, adică ce să vorbim, e a doua valoare de sumă din tot bugetul festivalului. De măcar și, în ceva să se băge. Și prima din oraș, cred. Okay. La concursul de finanțări, adică 1.600.000 de lei. Vechi. Da, e problema că-s noi. Așa, până la... No, și comunicarea cu toate... Nu, orașul ne dă foarte multe lucruri. Ne dă foarte multe lucruri și... În fine, e un oraș în schimbare în general. Pentru festival este, a fost și este cea mai bună opțiune de casă a festivalului, pentru că urbanistic vorbind, este unul dintre orașele din România care are în continuare foarte multe săli de cinema sau posibilitatea de a crea săli de cinema, toate într-o oarește proximitate și totul este walking distance. Și asta, în primul rând, chestia asta. Acum, da, devine tot mai greu să faci un festival în oraș, absolut, asta pentru că, unul la mână, cred că orașul nostru devine un pic cam nu știu cum să zic... Sufocat. București. Nu, vreau să zic că devine un pic cam țâfnos. Țâfnos? Da, mi se pare că e un... Așa și? Adică... Dar care e problema? Nu știu, pleacă dacă nu-ți place. Se termină repede, oamenii se culcă de vreme. Vin viniturile să ne zică ce-ți face la noi acasă. Da. Ia. Dacă mi somn. E și oltean. Da. Asta cred eu. Asta e părerea mea. Adică, dar nu, ai zis țâfnos, aia e altceva. Nu știu dacă țâfnos e cuvântul potrivit. Confortabil? Căuță. Cam înțepat așa. Înțepat. Uite, asta e mai bun. Adică, mi se pare că în ultimii ani am pus foarte multă, mă refer aici ca oraș în totalitate, fără să acuz pe nimeni anume, dacă am început să punem foarte mult accent pe... Unul la mână, mândria asta locală, da, pe e care prostie, e o prostie, da. Și nu doar aici, oriunde. Corect. Și competiția asta cu alții este... Eu, onest, ca subist, am simțit această... Asta mă ies, nu prea este competiție. Păi nu este, nu prea este. Nu, dar am simțit-o din primul an de facultate, așa, de când erai catalogat. Tu ești studist. Da, acolo neandertalilor, neandertalilor, v-a stârât până aici. Sălbatici. Așa. Și cred că, știi, am început, uite, dacă e să o luăm așa, anumite, mi se pare că locațiile astea de Horeca arată foarte bine, dar încep să devină tot mai farmacie, așa, n-ai voie să intri acolo, să deranjezi, să ai vreo, numai să spui cârciumă și birt, e o jignire, adică aici este un... Un bistro al cafelei. Un gastropub. Da. Și cumva, cred că, în fine, o fi o etapă, dar eu aștept să trecem de etapa asta și să, ca în orice oraș mare, să ne împărțim. Și unii poate vrem să fim mai cu ștaif, alții poate vrem să... Cred că avem deja chestiunea asta. Adică mi se pare că în continuare ai opțiunea să mergi, dacă vrei să mergi într-un birt. Eu personal, ca băutor. Și ca băutor, dar ca om care se plimbă foarte, foarte mult în România, pot să zic că, adică, vibe-ul ăsta l-am experimentând în niște orașe. În continuare, mă bucur că pot să-mi cresc copilul la Cluj, adică dacă e să mă raportez la statutul meu de tată și de un om care e preocupat de educația copiilor, aici suntem într-un loc unde, nu vreau să zic că e cea mai bună educație din România, vreau să zic că e accesibilă la preț.
că găsești lucruri, că poți să mergi cu copilul, foarte multe evenimente se gândesc la latura asta de family and kids, indiferent că e TIFF, Jazz in the Park, nu știu, Street electric, food, street food, toată lumea, adică te simți că ești în locul potrivit și de-aia mă aștept că la un moment dat să crească copiii și părinții să vrea să iasă din casă și atunci să zică, mai trebuie să vrem și noi să ne dăm delir. Dacă mergi la Timișoara, de exemplu, mi s-a părut că sunt mai relaxați la capitolul ăsta de viață de noapte, socializare, pretenții de locații și așa mai departe. București, ok, este, au furat startul de mult și nu poți să-l aduci în discuție. Nu, poți nu. Mie mi se pare Iașu, că de exemplu, este... Da, mă, dar și acolo, poți zici că în Timișoara viața de noapte e insane? În comparație cu Cluj? Uite, mare lucru. Dacă vrei să te... Dacă vrei să faci o ieșeală corectă în Cluj astăzi. Ce înseamnă o ieșeală corectă? Vrei să te îmbezi, să stai la o poveste, să mergi într-un birt, să nu te simți. Deci care este locul unde poți să faci asta într-un cost decent, într-un vibe? Shadow, atelier. Atelier, da. Shadow, știu locul, dar e prea puțin. Ai zis astăzi, astăzi este marți, nu o să te duci marți în atelier. Păi de asta, adică de, inclusiv... La show-urile Comedy Cluj? Ce eu, dar cu virgulă? Că n-a fost la niciunul. Că n-a fost la... Că m-am uitat la aia, la Ai Umor. Și ai râs? La cine? Este din ăsta care se pune pe YouTube ca dementul și se uită la 20 de ore de Ai Umor sau ceva. Nu, doar maraton. Ție ți-am povestit, mi-ai povestit. Cu magia sau de ce? Că da, mi-ai povestit și cu magicieni, cu nu știu ce. Îmi găsesc subiecte din astea pe care le cercetez video, știi? Ok. Și nu se mai oprește. Deci e ca taică meu care a descoperit acum YouTube-ul și se uită la alți oameni care fac scule pe YouTube. Deci stai că mă se uită la unul care face electromotoare în Corea. Asta eu în fac Corea. Asta de pe telefon, nici măcar de pe laptop. Eu mă pun în pat. De pe televizor, are Smart TV, pe... taică meu își dă drumul la YouTube, da, și stă așa. Trebuie să citesc, uitasem de asta cu cititul. Ai uitat că există citit? Bă, deci bă, ce este? Bă, aia, cartea aia pe care tot pun eu telefonul la încărcat. S-a transformat în... E wireless charge de la cartea aia. Nu mișca, că se mișcă și noptiera. Da, dar să știi că fac asta. Mă apuc să cercetez un subiect, mă pasionează câte ceva și intru din link în link. Am făcut asta cu magicienii, mi-am pierdut vreo săptămână cu chestia asta. Ce, ce urmăreai mai exact? Știi. Păi întâi, știi, din plictisat te gândești, dacă n-aș citi, ce, la ce m-aș mai uita eu? Ca să nu deschid televizor. Ca un copil cu ADHD. Da, păi nu, asta mi se întâmplă în perioada când, în astea, noiembrie, decembrie, ianuarie, când nu avem de lucru. Nu te poți uita ca la Harry Potter, ca toți oamenii normali. Am văzut și alea cu James Bond și cu Pac Pac, nu știu ce. Păi dacă îmi face HBO sau nu știu ce serie din aia. Am scris un film cu Pac Pac. Asta-i nivelul, prieteni. Da. Păi stai că acum îți povesteam cum mă uit pe YouTube la conținut gratuit. Uite, de exemplu, ai face un maraton de filme românești pe Netflix. De pe Netflix? Dar l-am văzut. Păi le-am văzut, sau ce maraton să fac? Păi nu mă pune așa să zic. Dacă vrei să fac un maraton guilty pleasure, îl recunosc acum și poate să râdă oricine că am mai spus asta. Eu oricând m-aș uita la BD. Oricând. La Brigada Diversă? Da, l-am văzut. Repeat. L-am văzut toate de mai mult. La mine e Operațiunea Monstru. L-aș putea să mă uit. Ăla intră, mi se pare, în zona 1. Cult. E așa... Zici că e în zona de cult ăla? E un statement filmul ăla, adică e mai, un pic mai mult decât comedia din prima, de la prima citire, ca să zic așa. Este, într-adevăr. Sunt niște mesaje foarte bine ascultate. Da. A, BD-ul așa, un film de propagandă onest și asumat. Promiliție. Da. Și, da, și maratoane din astea, nu știu, aș mai face... Nu știu, sunt atâtea filme... Poți să faci multe maratoane, dar... Mi se pare că atâta de când e cu platformele astea, e atâta conținut, încât e foarte greu să zici acum, să vii tu cu ceva și să-i spui lui unul, man, îți ocup 6 ore din viață în noaptea asta. Când am văzut eu prima dată Prison Break, am stat toată noaptea. De ce? E un serial foarte rău. Păi eram în anul de facultate, dădusem de internet gratis în Căminul 16. Și stai seama. Și am fost în 16, nu m-am uitat la Prison Break. Dar și la ce te-ai uitat? La Sopranos.
și da, la Oz. M-a nebunit un la coleg Oz, da, de cameră. Nu, de fapt, de la camera de lângă, care stătea cu un preot în cameră. În fine, nu vreau să vorbesc mai mult despre asta. Și... S-a hierotonisit între timp sau de ce? Era o glumă. Uite, puteți să luați și pe el la Comedy Cluj. Dar... ideea e că, ce vreau să zic e că atunci, știi, ți se părea așa o chestie că prinzi un serial cu multe episoade, că prinzi sezonul întreg și hai să ne uităm. Acum... Păi cred că asta au stricat platformele. Disponibilitatea conținutului atât de ușor îl atingi încât nu se mai înghesuie nimeni. Când mai aud, mie, eu personal, să știți, ca să vorbim aceeași limbă, eu nu m-am uitat la multe seriale în viața asta, nu știu dacă sunt 4-5, eu n-am văzut nimic din tot ce știu ăștia deștepții cu alea. Deștepți. Nu știu că mă te simți prost când vine ăla și zice, oh, Peaky Blinders, nu știu ce, și face glume din Peaky și nu, eu nu știu asta. Sau Game of Thrones. No. Ce ai obținut? Nu știu, eu ce n-am văzut Game of Thrones. Eu am văzut, dar n-am pierdut nimica. Da, deci, și asta vreau să zic, eu nu m-am uitat la seriale de genul ăsta așa pe bandă rulantă și nu înțeleg asta când îl mai aud pe unul care zice, vai, a apărut episod nou și de două zile nu l-am văzut. Păi, oricum și chestiunea asta cu platformele, ca aia vreau să zic că au cam stricat farmecul serialului, pentru că îți dă un sezon întreg deodată. Tu nu mai îți dau toate deodată. Majoritatea, nu știu, Netflix-ul îți dă... Îți dă câte un sezon, așa. Ridică-ți, te rog, un pic piciorul, mulțumesc. Și să ajungi la nivelul ăla de binge-watching, care nu-ți mai oferă posibilitatea să stai să mai gândești, să-ți faci tu scenariile, să-ți creezi tu oare ce o să se întâmple. Păi oricum, când te uiți la... Deci, când te uiți la niște seriale de genul ăsta, m-am mai uitat și eu la unele. Da. Nu toate, dar unele ajung să... Adică... sau poate defectul meu de meserie, eu încep să intuiesc tiparul de scenariu și ajung să mă pot uita la un serial de genul ăsta așa, cu dând, că știu exact când mai vine o intrigă, tic, mai vorbesc ea de două, trei ori, acum i-a zis aia, era tasul, era tasul. Dar, uitați, pot să vă recomand acum un singur serial, dacă ar fi să... două. Pot să zic două. Zi două. Câte două dorești tu, poți să două, vezi. Simpsons, oricând, Simpsons. Așa, l-am văzut. De mai multe tot, ori. Da. Așa. Și da. Am un serial din ăsta care mi-a plăcut maxim, nu l-am văzut decât o dată și acum am reînceput să-l văd, a venit tiful și probabil că îl mai reiau în toamnă, iarnă. Este acest serial care se numește Fringe. Fringe. E tot făcut de... E tot animație? Nu. A fost făcut de... sau e pe HBO, cred că a fost și produs de HBO la un moment dat și e un serial despre un fel de, hai să spunem, dosarele X, dar nu atâta de SF, ci împinge un pic realitatea matematică, fizică și biologică acolo la limita aia în care îți dă impresia că ce zice ăla... Bă, cred că chiar e posibil pentru laborator, adică... Mai ales că toți avem studiile necesare. Da, și nu dați explică. Și e super tare, e super, super tare, pentru că nu intuiești după cele 6 sezoane că de fapt totul a fost o poveste, n-ai avut de vreodată sentimentul... I-a dat spoiler la tot. Că o întinde. Păi nu, că nu v-am zis ce se întâmplă, exact. Deci nu-ți dă niciodată sentimentul că se întinde povestea ca să mai tragă ei de un episod, ca să mai facă niște bani. Pur și simplu, după ce, când îl termin, dacă o să-l termin, o să ai, finally, toată povestea și o să zici... Wow! Deci e complet. Pot să zic atât că este despre complexul lui Dumnezeu. Cred că și de-aia mi-a plăcut. Nu știu că vreau să mă uit pentru că nu sufăr de acest complex. Tu ai înțeles ce ai vrut tu să mă... Am auzit doar Dumnezeu și m-am bucurat. Băi, bun, dar și cu filmele, că totuși la TIF sunt niște filme care să zicem, te-o atins vreodată chestia asta nișată de cinematografie. Da, absolut, absolut. Acum, evident că fiecare în echipă ne știm rostul și rolul și nu ne băgăm unii peste alții, dar da, normal, eu personal am învățat foarte mult film și cinema de la oamenii ăștia în jurul cărora m-am învârtit și mă învârt.
nu în preajma lor am această reținere și rușine să nu deschid gura prea mult pe subiectul ăsta, că mă consider încă mic și că învăț. Adică nu, colegul nostru Kirilov vede 300-500 de filme pe an, le mănâncă, le știe, are ochi, nu pot să... Să-și găsească un hobby, domnul Kirilov. Poate... Păi are un hobby ăsta și... Mai meargă să bea o bere. Nu, că bea gin tonic. Bea gin tonic. Și... deci, microbul ăsta l-am preluat. Evident că fiecare și-l duce în ce zonă vrea el. Îmi place să descoper filme, adică filme, să am... efectiv să mă bucur de film și fac asta, dar nu la TIFF niciodată și nu când în perioada când, asta. Da. În anumite momente ale anului, dar cel mai important, așa cumva, pentru mine e la Berlin, la Berlinale, când mergem în fiecare an. E cumva pentru noi, chiar dacă se întâmplă în general în mijlocul lui februarie, e în general pentru noi cam ăla, atunci începe anul de muncă. După Berlin se intră în... pâine și tot timpul văd filme și mă unele mai bune, altele mai puțin bune, dar e experiența asta că te duci, te citești sinopsisul, încerci să înțelegi dacă vrei la ăsta sau nu vrei la ăsta, pleci de acolo cu toate dezamăgit, te ridici, pleci, am pierdut două ore, dar cumva experiența aia prin care ai trecut e parte dintr-o experiență mult se mai complexă. Se întâmplă la orice festival. Ca la TIFF, aia îmi vreau să zic. Da, TIFF, da. Da, și... Da. Nu la toate. Că ziceai de finanțare, scuze că vă întreb, da. Ziceai de finanțarea care vine de la primărie. Zi-mi trei filme pe care vi le-a impus primarul Emil Boc să le băgați în Transilvania Film Fest. De-a lungul anului se sau pare așa amuzant. Cel puțin anul ăsta. Chiar ai senzația că el se uită la filme. Și oricum, cred că se uită nu, în sus. Nu, sunt pelicule mici. Nu, ne-ai impus. El la scurtmetraje. Bravo. Bravo. Extraordinar. Eu nu pot să răspund. Diapozitive. Să nu. Nu pot. Diafilm. Wow, albă ca zăpada. Bun. Deci, nu vă obligă primăria să puneți două, trei filme pe listă. Ceva documentar cu Andra. Viața lui Emil la Răchițele. Nu, dar nu, primăria nu, acum... Deci nu vine așa și după ce semnați contract de finanțare vă împing trei DVD-uri. DVD-uri? Cu GSP. Deci, da... L-am blocat, păi... înseamnă că minte. Nu, mă, nu, evident că nu se întâmplă așa ceva. Așa mi-aș fi dorit la să noi fie. La Cluj, așa ceva, ce aveți? Dar credeți că suntem la Craiova aici? Bă, așa de șmecher ar fi fost să te duci în birou la consilierul ăla de la județ să vii și zic că da, domne, cum de aici pagă, știi, așa? Bine, vreți să vă zic de o... dar nu face primăria asta, dar de o chestie care se întâmplă de vreo 2 ani și mi se pare extraordinar de, nu știu cum să zic, și de bine, dar așa și de... Deci, anul ăsta cel puțin, dar și anul trecut, dar anul ăsta, am primit cele mai multe telefoane posibile de rugăminți, intervenții, favoruri, cum vrei să-i spuneți, nu pentru petreceri, nu pentru bilete la film, ci luați-l și pe copilul meu voluntar. Bă, dar e un lucru bun, nu? Da, adică grija părintească, da, dar pe de altă parte... Dar nu poți să-l hămălești, îl dai pe mâna lui Giurgiu, lui Cristi. Îl trimiți în Florești pe copil. E o experiență în Florești. Da, bine, asta e una, dar după aia mai e asta cu luați-l și pe el, că toți prietenii lui sunt acolo și aș vrea să fie și el, dar știți că nu o să-i punem împreună, că îi trimitem unul în stânga, unul în dreapta. Părinții, știu că nu-i tabără, nu? Deci... Pe de o parte, de asta zic, e bine că pe noi ne bucură că sunt așa tot felul de tineri de 16-20 de ani super dornici să vină la TIFF. Asta e un lucru foarte bun pentru noi ca festival, ca structură de public and so on, dar tipologia asta noastră românească de a să mai rezolvăm ceva. Încă n-a sunat unul să zic, am pot să le iei pe lângă tine. Învață-l ce știi. Am cartușul ăsta de Kent, te așteaptă. Și la sfârșit la încă unul. Am crescut pe vamă, știu astea cu BT-ul, țigările BT. Și care ar fi o șpagă acceptabilă pentru tine? Pentru mine? Da. Nu există. Da. Fiecare om are prețul lui.
Nu, dar în general când, uite, când se întâmplă momente din astea, nu e de nicio șpagă. Pe mine, încerc să văd partea bună, nu sunt confortabil tot timpul când există momente și discuții din astea, dar încerc să văd partea bună, adică faptul că copilul ăla totuși o să facă voluntariat și e ceva ce eu n-am știut ce înseamnă, că am glumit, dar chiar nu știam ce înseamnă și nu puteam să înțeleg conceptul și că poate că chiar dacă părinții lui au simțit să folosească un vechi tipar de a face lucrurile, poate că, uite, el o să vadă altfel lucrurile și va interacționa cu alt tip de oameni. I don't know. Sau poate... Pe de altă parte, acum am deschis subiectul, dar și eu am un copil. Nu știu, până într-o situație în care vrei să faci ceva pentru copilul tău, faci sau... Nu vrei să faci tu, te roagă partenerul, soțul, soția să ne faci. Soluții de voluntariat sunt, acum să mă ierte Dumnezeu. Plus că poate el nu-și dorește să facă voluntariat. Că plus. Poate nici măcar nu l-a întrebat pe copil. Am experiența asta din... Dacă era discuția asta cu prietenii lui, sunt la TIF, că e ceva cool să fii voluntar. Cred, deci am fost acum în weekend și m-am întâlnit cu ce a fost colegi de liceu, că am trecut 20 de ani de când am terminat liceu. Mamă, și poșteam... Treaba mea. 29. Și era o fostă colegă care îi povesteam cum mi-a făcut mulți ani de pian pentru că a vrut mama să fac eu pian și mie nu mi-a plăcut niciodată să fac pian. Și din ce îmi povestea era exact același tipar că l-a dat pe copil la chitară. Și a zis, pe copilul tău l-a întrebat o secundă dacă vrea să facă chestia aia. Și a zis, păi nu. De ce? Așa și părinții ăștia. Domnul Hortil... Da, dar să știi că nu cred că e așa. Cred că copiii se cer. Și copiii vin și zic... Da, mă, că e cool să fii la festival. E cool să fii la festival. Da, da, pe mine mă bucură și mă surprinde că e cool să fie la... cu TIF. Da, să fie la TIF. Adică că... Păi acum știm că... Adică noi cel puțin știm că festivalul ăsta nu e la fel de cool, de trendy, de vibing nu ca un festival de muzică. Păi tu ai fost la reuniunea de 20 de ani de liceu. Muzică, vorbeam pentru ea care merg la Beach Please. Nu sunt aia la noi. E bine, n-a să duc și la Electric, dar nu subestima tineretul. Că nu subestime, hipsterii mea, mă bucur pe Cluj și hipsterii mea funcționează strong. Eu mă bucur de faptul că tinerii au această dorință să participe în orice fel la un festival de film care, în practică, este câteodată poate un pic cam edgy, cam te expune unor filme mai grele, care nu este atât de joily-joily ca un concert la Bonțida sau în parcul etnografic. Da, nu toate concertele sunt vesele, nu? Te duci la Siguros, plângi plângând. Plângând. Da, te duci la... Concertele de la TIF, în general, au fost foarte vesele. Au avut concerte super șmecheri la TIF. Ruscaia. Ruscaia a fost super șmecheri. Ruscaia a fost super tare, da. Acolo. Super tare. De era să dărâmăm terasa. Păi, super tare, era cu podină de lemn, să sărească nebuni, știu. Dar nici măcar la aia, ci când au fost și au cântat muzica live la Crucitorul Potemkin și au venit și au zis, vreți să vă arătăm ce știm noi să cântăm de fapt? Și a fost foarte, foarte cool. Da, dar vezi, asta e într-o zonă de, totuși, de oameni cu cunoștințe muzicale și o zonă cultă un pic, adică... Păi au fost concerte cunoscute la... Probabil o să rupem anul ăsta zi, o să vină toți ăștia cu... Da, deci îți dai seama, Tangerine Dream, o să vină toți ăia de la Coșbuc, vor să vină. Da, clar! Și tu știi ce muzică se ascultă. Clar. Nu, să știi că eu știu că Ion, escapadele mele pe YouTube sunt la zi cu piața de... Sunt la zi cu piața de trap. Zim trei piese... Și m-a făcut pe mine bătrân ce cu referința asta obosită de cu... Eu mă uit, top 5 România, cum se scrie pe internet. Top 5 licee Cluj. De muzică? Ce la mod acum? În afară de Bogdan la Ploiești? Da, în afară de Bogdan la Ploiești. Bă, ce e la modă, adică ce pare că e la modă pe online. Ce-i top? Ce ascultă tineretul? Ce-i în top? Păi acum, marea masă sunt în zona asta de trap, de la aia, Cagula și Lil Cagula, de fapt. Lil Cagula. Păi Lil Cagula, că nu-i Cagula. Știu, calea e bătrân ca noi, da. Taie. E mai bătrân decât noi, Cagula, men. E mai bătrân decât noi, da. Albert B.N.B., da. Cine mai e? Sebi, N.I., hai mă că-i știu, vrei să... Scoți și piesele, că le am aici pe shuffle. Ce ai? Că încep să mă țin tânăr. Deci e... Ce să ține tânăr?
Prea. Și m-am uitat la toate alea instastory-urile de la Beach Please. Deci sunt updated la da, zi. Eu n-am avut cu cine să vorbesc și eu m-am uitat. Dar mergem și la electric, mergem și la electric cu interviurile. Eu vreau să-mi fac gig la unde când mai punem noi muzică, eu vreau să vin cu trap. Da? Nu, glumesc. Tot cu L&D vin. Super, da. Dar acum, noi putem să ne uităm urât, dar ăștia oamenii ăștia există, nu se uită nimeni urât. Trăiesc, adică culmea e că există, ei trăiesc. Consumă. Deci da. Te-ai uitat la asta, la Beach Please? Știi, da, m-am uitat la multe story-uri de la oameni. Adică, evident că nu sunt, rezonez cu multe, nu de muzică. Ai, muzica e discutabilă, că sunt vremuri și vremuri și ea se poate îmbunătăți și... Și mai vine și mafia și ești, ceva de pe vremea mea. Nu, man, nu. Mie îmi place mafia, dar doar pe casetă, adică când mergi în club... Ia și bagi joc de banii tăi cu... Eram un concert. Da, mai bine ascuns pe casetă, frumos. Și așa, și nu rezonez cu ei, dar nu că la muzică nu rezonez. Mă uitam la asta, adică nu rezonez cu epatarea asta financiară. Ai zis pe casetă, scuză-mă? Da. Atâta era acolo unde... Da, men, că înregistram la radio... la 98? Să? Înregistram de pe Radio Galaxy, când era hitul săptămânii, dădeam rec... Pac, ieșea caseta și o băgam... Parcă piratate. Încercam să nu vorbim decât de bătrâni suntem, știi? Cam aia, da. Că zici cum înregistrai tu de pe radio. Dacă vrem un după blocuri original de la Mafia semnat de vânzare pe CD... Pe CD? 400 de lei pentru tine, că ne cunoaștem. Și o casetă cu DJ Boroș, cadou. DJ, știu cine e DJ Boroș. Da, da, am vreo 25 de casete sigilate cu DJ Boroș. Serios? Mamă, dar poți să cu faci... Cu toții ne întrebăm de ce. Nu poți să facă nimic, nu le cumpără nimeni, nu să fie niciodată. Eu le-am cumpărat. Bă, nu spune asta, am fost o dată, o singură dată, de când sunt adult, la un concert BG Mafia, așa? În Cluj, așa? În form. Așa. Nu știu, așa, fiind într-o fază nostalgică, am zis, mă duc și eu să nu mai fost de mână. Vene de la Mega. Și am plătit biletul, am așteptat trupa, nu știu ce. Ideea e că nu doar că ei au venit exact ca 98 la Costinești cu o sticlă de Jack, nu de Jack, de la Johnny Walker, așa. Și ei acum au îmbătrânit, nu mai pot să bea, dar se făcuseră că beau. Așa? Dar cel mai tare era că, bă, era unul acolo. Eu dacă știam că el e acolo, pentru el veneam. Deci era unul de ăsta, un băiat heavy duty din cartier, cum erau toți băieții ăștia cu care am crescut în cartier la Severin, că aveam cartier. Erau blocurile mai mici, dar aveam cartier. Și după blocurile mici. Deci când a intrat trupa pe... Era acolo agitat. Zicea, mamă, man. Și când am intrat ea pe scenă, și-a scos tricou. Da. Și avea BG Mafia dat acela. Mamă, deci a fost momentul vieții lui. Dragu. Da, de-aia îl înțeleg și pe el cu Boroș. Cine știe ce nu. Eu acum nu sunt neapărat foarte mândru că mai am casetele alea, că pe urmă am aflat de toate acuzațiile lui și că a fost pentru pedofilie infantilă. Eu nu știam asta. Pentru pornografie infantilă și a fost închis pentru pornografie infantilă și corupere de minori. Asta urât. Da, și acum de-aia nu mai fac, de-aia zice că nu mai fac niciun ban de acolo. S-au condamnat. A fost, din câte știu, am fost la pușcărie. Bine, nu, nu-mi place asta. Da, nici mie. Oribil. Că mie mi s-a părut tot timpul funny ce cântă, pentru că... Nu, eu știu așa că de aici, de la Cluj, că era la un moment dat o legendă, nu știu, ca Aiu sau Socol sau Dumitru Fărcaș. Așa, legenda e că la ziua unui prieten am pus toți bani să ne facă concert surpriză DJ Boroș, prietenului respectiv. Și a ieșit din garaj cu mașină din aia de fum și cu dansator. Da, tu ai zis că nu ești din Cluj, nu? Așa dar este. Tu de câți ani ești aici? Dacă am întâlnirea de 20 de ani. Ai făcut liceu aici? Nu. Nu-i... Da. Dar tu știi că la noi la Severin nu puteai să faci chestia asta ce ziceți voi cu DJ Boroș și cu asta. La Severin noi suntem la... Noi suntem un oraș care... Cum adică nu puteai să faci? Eram în la noi te puteai să faci genul ăsta de chestii dacă voiai cu ăștia, Adi Minune, cu Leo de la Strehaia. De ce aveați voi bani de Adi Minune? Păi da. Dacă-i văr cu puțin, deci, Nic la de la ND. La noi la Severin, până să cunoașteți voi ăștia din interiorul arcului carpatic, manelele și lăutarii, așa? Oamenii ăștia acolo au
trăit acolo, cântau, erau niște lăutari de rând. Nu exista televiziune și camere de filmat pe atunci și Instagram. Da, fenomenul de Leo de la Strehaia oricum e etern, adică... Păi nu știu, cred că prima oară prin 90... Deci manelele efective, adică să scrii la comandă niște versuri laudative sau pentru cineva, au apărut de la Leo prin anii 90 și ceva, da. Când el a dat comanda asta să îi se facă o piesă, că era mare Don Juan. Dar muzica lăutărească asta de o cântă... Că aici toată treaba asta, discuția asta cu manelele e complicată, că nu-i totul e manea. Bineînțeles că nu. Adică și ce cânta Adrian Copilu Minune... Înainte era lăutărească. Da. Da, Dan Bursuc era o muzică țigănească lăutărească. Cu versuri de dor, de jale, de nu știu ce, de iubire, de fericire. După aia, apărând treaba asta cu interlopii care au început și ei să înțeleagă că îți cântă lăutarul, dai un ban, dar uite, îți face și o dedicație, a început să apară să se întipărească această mândrie, orgoliu de ce ești tu. A, uite, dar și a fost scandalul. Manele la TIF, nu? Aha, da. Într-un an. Așa da. Este. Afară din podcast! Da, am dat documentarul ăsta despre viața lăutarilor din România și în care ne-am dorit foarte tare să, la momentul respectiv, să-l aducem pe Florin Salam, că apărea un pic în film. Dar Florin Salam a zis că vine, pe la cât să vin. Zice, noi, filmul se termină la 6, nu știu, ar fi bine la 8 să intrați pe scenă, ca oamenii când sunt în sală, să începeți cu un recital, că nu era concert, un recital de 10-15 minute să... Da. Cred că ajung la 9:30, 10, că eu mai am două nunți, una la Călăraș și una la Alexandria și mă urc în mașină și vin. Am zis că, domne, nu e un festival de film și e o proiecție și oamenii stau acolo în sală. Păi mai stau și puțin, mai cântă poate cineva înainte. Nu ne-am înțeles cu el, n-am înțeles conceptul. Și așa a ajuns să vină Dan Bursuc cu formația Canajambe, care pe vremea aia era formația cu care el se lăuda, prin care strângea talente de copii, așa, să-i formeze lăutari sau să-i formeze să cânte. Și a venit și da, unii s-au supărat, unii au zis că la TIF, la nu știu ce nu facem noi pentru... Adică că am făcut această chestie ca să atragem PR și bilete mai multe vândute, da. Dar eu nu, noi nu credem asta și adică nu ne e rușine și nici nu e ceva ce am face diferit, că noi la TIF abordarea și crezul nostru tot timpul a fost că festivalul ăsta cel puțin, că poate nu toate fac asta, mă refer la în zona de festivaluri de film. Festivalurile de film în general sunt o bombă de cultură și de statement în fiecare țară în care se întâmplă. Dau tonul în anumite lucruri, pun niște probleme pe masă și așa mai departe. Noi, spre exemplu, nu ne-am, până astăzi, nu am dorit să fim un festival care are agendă, de orice fel. Sau să nege, sau să confirme pe cineva. A, okay. A fost un festival care tot timpul am dorit să construim poduri. Am crezut că erați doar dezorganizați, că ai zis că nu aveați agendă. Mă iertați. Ha-ha! Da. Atât am putut. Iartă-mă, Paul. Nu, da, deci era un... Mi-ai stricat. Zicea ceva frumos. Construim poduri, cum nu construiește da, box. Și de-aia am adus manele, ca să vadă oamenii că de și... Păi, pentru că mai așa. Plus că eu am pornit că la mișto, că nu a fost momentul, nu au fost manele. Nu. Aia ce au cântat atunci au fost, cred că a fost, eu n-am fost în sală decât la prima piesă, că eram stresat cu altele, dar cred că a fost manele, adică să nu mâncăm. Nu? Eu am fost. Ai fost? Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Nu era manea, dar oricum și eu m-am săturat de conversația asta și ce înseamnă manea și... Manea. A, știți video-ul ăla, nu? Cu ăla din pușcă. Da. Voi știi? Vine că ne apropiem de sfârșit de episod. Ce se va întâmpla anul ăsta? Dă-ne un hot gossip. Nu, zine cel mai bun film românesc pe care l-ai văzut în ultima vreme de lungmetraj. De comedie, preferabil. Resoară lui Truid de pe fundal. Deci eu, sincer... Nou sau din orice vremuri? Nou. Hai că știu unde vrei să bateți.
Eu nu știu unde vrei să mă... Sunt doar curios. Da, n-am văzut un film de comedie care să mă bine dispună în totalitate. Am văzut niște filme de comedie în care la unele am râs punctual la niște giguri. Și te chinui zâmba piciorul. Păi nu, ăsta e adevărul. Unele nu le-am văzut deloc pentru că le-am scrollat și am simțit că nu am ce să văd acolo. Dar uite, dacă vrei, pot să-ți zic și să o dau așa frumos, că eu aștept cu mare interes și onest vorbind proiecția filmului Încă două lozuri al lui Paul Negoescu, că ăla a fost un film de o comedie poate prea cu minte pentru gustul meu, dar cumva simpatică și curată, Două lozuri. Ce e continuare la Două lozuri? Da, 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 e o continuare. Papadopol sau cu cine era? Papadopol, Boguță și... Da. Ăsta, e la România au talent, vai ce-mi scapă... Bartos. Miley. Bartos. Ăla de care nu știe nimeni, e acolo pe scaun lângă Bobonete. Anti Moisescu? Nu. Mamă ce-mi scapă, soțul lui Dani Nălbaru, doamne ce... Andra. Actor, actor, actor. Actor. Mihai Florin. Dragoș. Dragoș Bucur. Ăla-i tati. Ai, bă, că e Papadopol, Dragoș Bucur. Da. E un film la care nu o să mă uit, pentru că e Papadopol și nu-mi place ca și actor. Da. Dar nu, n-am văzut, dacă vrei să mă întreb legat de filmele astea, m-am dus, am mai văzut, am alea, cred că e o etapă bună, în sensul că lumea are curaj, bagă bani, îndrăznește, riscă. Probabil că acum putem să avem păreri împărțite că, nu știu, nu ne-a plăcut Mirciulică sau team building sau că ne-a plăcut sau că... E important putem, că se face. Să analizăm cât vrem, dar eu cred că... Tot Taximetri știe cel mai bun film. Da. Istoria... Îți pare că îți oferă o chestiune de piață emergentă în care oamenii scot... Nu, cred că... Nu știu, când o să te uiți în spate peste 10-20 de ani, o să zici, bă, uite, ăsta e momentul, că știi cum e istoria, lucrurile devin mai mici. Și o să zici, bă, uite, fix aici, în perioada asta de timp, ăsta e momentul când au început să facă. Care e primul? Păi primul milestone a fost atins de băieți ăștia cu un milion de spectatori, bravo lor. După aia o să vină al doilea milestone, nu știu, au făcut unul care a făcut 3 milioane. Bravo lui, au extraordinar. Și cred că e o evoluție care era necesară, că nu putea să apară unul să facă un film de comedie sau de public din prima glanț. Și stați puțin că abia vorbim de film de comedie, că poate să fie film de public și de acțiune și horror și păi da, pe de comedie, dragoste. Cred că apar odată la... Plus că comedia 4, e greu 5, de făcut, știi și tu cât te chinui să fii amuzant. Da, și da. Nu iese. Pe asta am... Doamne, ce planuri meschine are cu... Nu-i place deloc de tine. Nu-i place, dar tot mă cheamă în fiecare an. Mă pune să fac... Și o ultimă întrebare de la noi, când ne dai acreditările? Vai, stai, nici nu vorbesc cu el. Că dacă stăm să așteptăm ăsta, cum ce mai rămas vreodată pe din afară? Vai de capul meu, Doamne, cât am înjurat. Când? Atâția ani. Când nu mă știai și te uiteai urât la mine cu privirea ta? Păi da, și zicea cineva, caută-l pe Hordilă. Cine căcată-i Hordilă? Păi da, mă, dar puteai să zici salut, eu sunt Paul, de ce trebuie să te uiți urât și să ai impresia că dacă ești de la Cluj, you are entitled. O ajuns acolo. Țara e mare, sunt unii din Oltenia, unii din Moldova, toți am luptat ca să obținem pământul aici acesta. Aici am luptat cu dușmanii pentru... Pentru acreditări. Da. N-a făcut brățări. N-a făcut poză cu Alain Delon, cred că asta l-a supărat. Ce, ai vrut să faci poză cu Alain Delon? Nu, de ce ai vrut să faci? Cam eu, de am vrut cu pin... să mă... Și cu Pintilie, ai și Pintilie. Cu Pintilie, da. Vrei să spun, uite, de încheiere o fază foarte mișcă cu domnul Pintilie, Dumnezeu să-l ierte. Eu am zis că am moștenit de la oamenii ăștia drag sau respect sau așa pentru diverse lucruri, de la filme până la oameni. Și Tudor și cu Kirilov erau foarte atașați de domnul Pintilie, fiecare pentru motive diferite, dar era așa ca un bunic și el era foarte drag de el. Și cred că cu un an, doi înainte să ne părăsească, am fost cu el la Târgu Mureș, făceam de pe vremea un TIF Târgu Mureș și am făcut un fel de... el a fost invitatul special și în jurul lui am creat o serie de evenimente și a lansat un DVD, am făcut proiecție de filme, etc. Și... eu l-am luat pe el în mașină și pe...
nu știu dacă era soție sau cum s-ar spune corect, partenera lui, whatever, doamna respectivă, și Marie Franționescu, și trebuia să-i duc la hotel. Și doamna Ionescu a zis că și-a pierdut broșa. Și era așa foarte dramatică și foarte supărată. Și unde-i broșa ei? Și domnul Pintilie a zis: Cristi, trebuie să mergem la hotel? Zic: domnul Pintilie, eu m-am gândit să vă duc la hotel ca să vă odihniți, era în jurul prânzului. Așa e, că sunt obosit. Dar mie mi se pare că broșa asta pare o aventură să o căutăm. Haideți să ne gândim unde putem găsi broșa. Și zic: domnul Pintilie, nu, aici ați plecat, nu, da, poate a rămas la restaurant. Cristi, dragule, haide la restaurant, simt un suspans, unde o fi broșa? Dar era... Și am condus, m-am dus la restaurant unde mâncasem, am intrat acolo și el a zis: Cristi, eu nu pot să particip la acțiune, că mă dau jos greu din mașină, dar du-te tu și spune-mi dacă ai găsit broșa. Și m-am dus, am căutat broșa, m-am întors, nu era broșa, am zis: nu, îmi pare rău, zic, nu este broșa, da, doamna din spate, doamna, mă, era așa, spune, nu știu. Și domnul Pintilie a zis: Cristi, hai să mergem acasă, că m-a obosit toată agitația. Mulțumesc, la revedere. Pe această notă veselă. Veselă, da, da, e bine. Mulțumim, domnule Cristian Hordilă, că ne-ați onorat cu prezența. Mulțumim patronilor, prietenilor de la Sound Creation, că ne finanțează visele. Visele. Nu mi le poți visele lua. Ta? A, nu e umană? Ba da, da, uite, eu am vrut să închei pe... pe versurile lui Tudor Chirilă, dar n-ai vrut, n-ai vrut. Asta e, mi-ai stricat și tu, sfârșitul. Delia, visele. Like, share, subscribe, scrieți acolo ceva în comentarii pentru algoritm, avem episoade pentru voi numai pe Patreon, știți voi ce trebuie. Și ne vedem la TIF. Vă așteptăm. Parțial. Pe voi doi mă refer. Ah, pe păi restul să nu mai vină, e numai cu noi doi. Dar voi doi că s-au pus abonamentele în vânzare și puteți să vă luați, iată aici că vă explic acum. Cu codul am... cu codul la mostare. Hordilă 10, Hordilă 10 și... Bine, pa! Pupăm jos!